Una dintre cele mai vechi ocupații din lume este în pericol în țara noastră. Apicultorii au mari probleme din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Nu pierd doar banii din cauza producțiilor de miere de rapiță și de salcâm foarte reduse. Din lipsă de hrană, albinele mor pe capete. Aici trebuiau să fie coroanele cu miere, care lipsesc. Și e gol acum. Și sunt câteva celule cu miere, așa la limita supraviețuirii. Vremea foarte ploioasă le-a răpit albinelor sursa de hrană și, în consecință, acestea nu prea mai ies din stupi. Nu au mers la cules de polen cu lunile. Ar trebui, într-adevăr, să fie un nor negru de albină care să plece la cules, să vină de la cules. Ori albina economisește și ea resursele și zboară mai puțin ca să nu consume energie, că nu are de unde. Probleme mari sunt și în interiorul stupilor, unde tot din lipsa hranei, albinele mature au început să canibalizeze puietul. Am cunoștințe care au pierdut 30-40 de stupi morți de foame. Am stricat mașina lumii, ca să nu zicem că se strică, pentru că nu e impersonal așa. În aprilie am avut 30 de grade și a fost foarte bine și acum e miez de iunie și suntem în jumătatea zilei, sunt 15 grade. Nu-i firesc, e anormal. Din păcate pentru apicultori, nici perioada următoare nu se anunță a fi una propice acestei ocupații străvechi. Vremea rece și ploioasă va lăsa locul secetei. Sărim din lac în puț. De acum e prea multă apă și frig și o să vină temperaturi caniculare și secetă și atunci se termină secreția datorită căldurii, nu o să fie miere că e prea cald. Firescul naturii s-a stricat și să nu zic că s-a stricat, ci l-am stricat. Că s-a e neimplicant, așa, nepersonalizat. Omul poate s-a băgat prea mult în natură și lucrurile s-au stricat. A, uitați, ăsta e deja gol, gol. Catul e gol. Ramele sunt goale în cat. Ăsta e acel care a roit. Unii apicultori, precum domnul Constantin, au intervenit la timp pentru a salva albinele, altfel ar fi avut pierderi și mai mari. Am fost la un pas de fiasco, dar a murit și la mine. Da, dacă nu interveneam, acum dau seama, conștientizez, dacă nu interveneam cu mâncare din exterior, da, aveam câteva familii care, practic, așteptau să dispară. Efectiv, nu aveau o celulă de mâncare. Iuliana este la început în apicultură, a moștenit pasiunea de la unchiul său, dar până acum nu prea a avut noroc. Ne-am confruntat de la început cu problemele, hrana, lipsa hranei, depopularizarea, nu au mai depus puiet suficient ca să facem familiile puternice, ca să intrăm în cules cu ele. Încercăm să le stimulăm cu sirop în fiecare seară și sperăm să-și dea drumul. Dacă producția de miere de tei va fi una foarte bună, apicultorii ar mai salva situația, doar că vremea încă nu e așa cum ar trebui și nici guvernul nu a dat vreun semn care acorda vreun ajutor crescătorilor de albine. Ori, spun ei, efectele acestui an dezastruos pentru apicultură vor fi resimțite pe termen lung.